Când vecina Zoya a întrebat dacă Marina ar putea petrece noaptea singură, ar trebui să spunem sincer că nu poate. Era înfricoșător să se uite la patul gol al bunicii sale, dar era imposibil să nu o facă. Liniștea răsuna în jurul tăcerii până la punctul de ațiui în urechi. Cine a inventat acest prezicere de a opri ceasul din casă atunci când o persoană moare în ea? Bunica ținea foarte mult la ceasurile ei de modă veche, la sunetul lor ușor foșnitor când bunica a adus-o pe micuța Marina aici, ceasul era de mult timp aici. Marina a plâns în prima noapte. Bunica s-a așezat pe patul ei și a început să o consoleze în liniște. Vezi, tu și cu mine vom trăi bine împreună, ca cele mai bune prietene. Ți-am ales cel mai confortabil colț pentru pat. Nu te deranjează ceasul. Îl el te strigă, Marina, Marina. Marina împingea liniștită pendulul și plângea în tăcere. Nu se putea ca bunica să fi plecat din această lume. Când i s-a spus, la șase ani, că mama și tata au murit, nu a crezut multă vreme. La urma urmei, trebuie să fie undeva acum, ceea ce înseamnă că într-o zi vor veni. Așa că a refuzat categoric să părăsească locuința lor comună. Nici măcar nu-și mai amintește de ce a fost de acord. Probabil că bunica a reușit să o convingă într-un mod miraculos. Bunica putea face asta. La început, Marina era încă îngrozită de ideea de a fi luată. Cineva dintre străinii care, după dispariția mamei și a tatălui, au apărut în casă. Nu era nici măcar o singură persoană rea printre ei, doar că toți erau complet străini. Îi era teamă chiar și să plângă în fața lor, dar rămite să le răspundă la întrebări când o întrebau ceva, ea nu doar tăcea, ci se întorcea de la ei. În felul ăsta se îndepărtau mai repede de ea, nu o mai băgau în seamă. Într-o zi a fost acostată de o mătușă. I-a spus că mâine trebuie să meargă la grădiniță. Marina s-a întors și s-a uitat la ușa din față, prefăcându-se că nu aude nimic. În locul Marinei a răspuns ceva de neînțeles vecina Antonina, cu un cap cârlionțat mov. Sincer vă spun că nu mă miră, este o fetiță foarte răsfățată, de educația ei nu s-a ocupat nimeni în mod serios. Și chiar în acel moment s-a deschis ușa de la intrare, la care Marina s-a uitat și a intrat în liniște o femeie scundă și slabă, în blugi albaștri și pantofi de sport scârțâitorii cu flori albastre, care a auzit totul, pentru că imediat a răspuns ceva de neînțeles, deși nimeni nu a reușit să o întrebe. Serios, ești un prieten atât de apropiat al familiei încât să judeci despre ea și cu atât mai multă încredere să-ți exprimi părerea cu voce tare. Dar dumneavoastră cine sunteți? Cu o voce tare a întrebat Antonina. Eu sunt bunica Marinei, mama tatălui ei. De ce nu te-am mai văzut aici? Bunico? Marina s-a repezit spre străină fără să reușească să gândească nimic, ci doar pentru a se salva de Antonina. Ei bine, bună ziua, Marina!" A auzit o voce deasupra ei și mâini calde îi mângâiau părul. Cu siguranță e mama tatălui ei. Are aceleași fel de minușoare." Tata spusese atât de des că Marina avea cea mai bună și mai frumoasă bunică, încât Marina abia aștepta să o vadă. I se promisese de mult că va fi dusă departe, într-un alt oraș, pentru a-și vizita bunica iar acum bunica ei venise ea însă și, și se dovedise a fi exact așa. Tata nu mințise niciodată. După ce a făcut cunoștință cu bunica ei, Marina a încetat imediat să se mai teamă de toate spaimele teribile. S-a dovedit că ea și bunica ei nu se aveau decât una pe cealaltă. Marina a fost fericită când a aflat că vor trăi doar ele două. Ce bine că suntem doar noi două! ce de bine că vom fi doar noi două bunică, fără străini. Bunicul te-ar fi iubit și pe tine, să fii sigură. Zâmb bunica. Ea nu era foarte fericită că ele sunt acum doar în două, singure. Fotografii cu bunicul în casă erau multe, dar toate în albume și doar una singură pe perete. Acolo era bunicul ei tânăr brunet vesel și puternic, stând într-o barcă, ținând în brațe un băiețel puțin mai mare decât Marina, iar băiatul era foarte serios încruntat și ținând strâns vâslele. Marina a recunoscut imediat că acest băiat era tatăl ei. Aveau acasă și pozele lui din copilărie. Bunica spunea că aici pescuiau pe ocean. Fusese o vară foarte pescărească și avuseseră o vacanță extraordinară. Iar la începutul toamnei, după două zile, după ce s-a întors din concediu, bunicul a fost ucis la datorie. Micuței Marina era frică să întrebe ce e asta datorie, execuție, la muncă, iar bunica ei nu i-a explicat. Mai departe, istoria familiei este tristă, dar este și ceva frumos, bunica i-a dezvăluit totul mai târziu Marinei. Igor, tatăl ei, a crescut și a mers la studiu în Petru, spre bucuria, ușurarea mamei sale, el absolut nu a vrut să urmeze pe urmele tatălui său. Nu a simțit atracția de orice serviciu periculos și doar a mers la inginer de proiectare gânditor și concentrat. Igor a fost foarte potrivit pentru această specialitate. Așa credeau și toți cei din jurul lui. Nimeni nu se aștepta la vreo aventură din partea tipului, dar el tot s-a implicat. S-a îndrăgostit de o fată dintr-o familie bogată și nu doar Dusteval. Pentru o vreme a fost îndrăgostit serios de ea, a fost peste tot cu ea. Și fata Nelly, mama Marinei, s-a dovedit a fi la fel, iar mama și tatăl Vitreg erau siguri că, mai devreme sau mai târziu, se va căsători cu fiul unui prieten de familie, cu care tatăl Vitreg a legat un parteneriat de afaceri. Tipul era într-adevăr foarte superficial, educat în Anglia, s-a întors și a adus o contribuție semnificativă la afacerea tatălui său. Avea în jur de 30 de ani și o situație financiară bună. De ce să nu se căsătorească? Mama și tatăl Vitrec, la început în liniște, apoi din ce în ce mai franc și mai ferm, au început să o împingă pe studenta Nelly spre o căsătorie prosperă favorabilă. La început ea a chicotit, poate prea prudentă mult timp, pentru ca rudele să aibă timp să înțeleagă că refuzul ei nu este capriciul unei prințese răsfățate. Dar a venit și momentul să vorbească serios, turnă un mic suspin audibil exhalat zgomotos și anunță. Chestia e cam un alt logodnic, Cine este acesta?" O întrebă mama în secret, sperând că frumoasa fiică îi seamănă și știe să-l găsească pe cel mai bun dintre cei posibili. Și mama a fost dezamăgită. Extrem de dezamăgită. Mirele s-a dovedit a fi un tânăr inginer, absolvent de ieri, care și-a găsit un loc de muncă la o firmă de construcții cu ochelari snob. Totul a fost așa și așa, mult decide familia, dar mama Mirelui, ca o operă de province. Și iată pentru acest băiat nenorocit, aproape rustic, mama a crescut-o pe Nelly. Nelia ei, cu o piele transparentă, profil cizelat și ochi verstandri în formă de migdale, dragoste, și eu am avut, căsătorindu-mă cu tatăl tău, care a intrat într-un proiect de neînțeles și s-a pierdut pe el și ne-a lăsat fără niciun ban. Dacă nu era Vitalie, ai fi crescut într-un cămin. Așa a aflat mama vestea fiicei sale. Vitalie însuși, soțul mamei și binefăcătorul lui Neli a spus foarte scurt. Te vei căsători cu Lazarev, de mult deja ne-am înțeles. Mama se temea de declarațiile sale. Dar Neli nu. Ea s-a căsătorit cu Igor, iar părinții ei și-au îndeplinit promisiunea, au scos-o din familie. Mai ales că mai avea o fată în creștere, micuța Olga, fiica lor comună cu Vitalie. Probabil mai norocoasă, mai promițătoare decât această Nelly, care moștenise o nesimțire de la tatăl ei. Bunica Marina a spus. Îți spun așa cum mi-a spus mama ta, nu adaug nimic de capul meu. Dacă vrei, poți oricând să-ți cauți rudele materne, când va mi s-a părut greșit că nu au fost anunțate de nașterea ta, dar când părinții tăi au murit, au fost anunțați cu scrimei, știind despre asta doar pentru orice eventualitate și decide singură pentru tine, nu era nimic de decis aici, nu a venit nimeni după Marina cu excepția bunicii Anastasia. Deci înseamnă că nu mai are și alte rude. Acum nu mai există nici bunica Anastasia. Deci nu mai există nimeni. Singură în toată lumea asta, dacă nu era Artem. Marina, tu doar știai că bunica e bolnavă. Da, înțeleg, desigur că nu era bătrână, la mine mama este puțin mai tânără decât bunica ta, după cum știi dar o inimă bolnavă este o inimă bolnavă, nu poate ajuta la nimic. Trebuie să trăiești mai departe, dar nu să plângi la nesfârșit. Așa a consolat-o Artem pe Marina. Nu a convins-o să meargă la Sankt Petersburg. Ce să faci aici? El este un mecanic auto, deși începător, dar deja bun cu recenzii excelente. Dacă Marina închiriază apartamentul bunicii ei, iar el va adăuga economiile sale, și apoi încă și rapid vor obține un loc de muncă. Vor închiria cu ușurință un mic apartament în cartierul din Sankt Petersburg. Încă și pentru a trăi ceva va rămâne. Îți amintești că mai devreme ți-a spus ideile ei, dar ți-a fost atât de frică să o părăsești pe bunica ta, de parcă erai lipită de ea. Iar acum nu mai ai nimic care să te țină aici. Acum pe Marina într adevăr nimic nu o ține aici. Singură într un oraș necunoscut nu ar fi îndrăznit să plece. Dar Sankt Petersburg era orașul natal al mamei ei, plus că Artem va fi alături, cu care cu siguranță nu s-ar rătăcit. Vecina Zoe a clătinat din cap. Oh, Marina, nu știu, bineînțeles că te voi ajuta să închiriezi apartamentul, dar este o sumă atât de mică, abia dacă ajunge pentru o cameră în Sankt Petersburg. Acolo sunt alte prețuri pentru viață, pentru tot tu abia ai terminat facultatea, ai experiență zero, cât timp îți vei mai căuta și un loc de muncă din ce vei trăi. Aici cel puțin ești acasă, iar eu îți voi turna întotdeauna un bol de supă, dacă e cazul. Mătușă Zoia a legănat Marina din cap. Noi doar mergem în doi. Artem s-a gândit la toate. Are niște economii făcute. Iar el va găsi imediat un loc de muncă cu calificările sale cu siguranță nu vom trăi mai rău decât aici. Înțelege foarte bine că în timp toată speranța este în el. Mătușa Zoe a dat din mână înainte și înapoi, s-a ridicat de pe scaun și s-a plimbat prin cameră. Toate acestea în tăcere și a spus în cele din urmă. Treaba ta, Marina, apartamentul bunicii este numai al tău și referitor la asta nu ai de ce să te temi. Dar nu-mi plac aceste căsătorii civile la modă, fără semnarea celor de modă veche. E bine și comod pentru băieți. O să trăim și vom vedea, dacă ne convine e bine, dacă nu ne vom despărți și nici măcar nu avem ce împărți. Și apoi în fiecare an poți trăi așa. Dar pentru noi, pentru fete, ce este bun în asta? Nici soție, nici logodnică, e doar un test temporar. Măcar dacă s-ar fi stabilit în oraș el însuși, ar fi creat ceea ce se numește o bază, și apoi să te tărască după el. Dar nu, el a decis să se folosească de apartamentul bunicii tale pentru a-și face viața mai ușoară. Și poate că ar fi bine pentru tine să ai un loc al tău aici, în orice caz, și noi suntem cu toții ai noștri, și bunica Anastasia ar fi spus probabil același lucru, știi la fel de bine ca și mine. Cineva s-ar fi putut simți ofensat de menționarea lipsită de tacta bunicii sale, dar Marina nu s-a simțit jignită. Bunica ar fi înțeles, a răspuns ea cu convingere. Bineînțeles că bunica ar fi înțeles. Ea înțelegea mult mai multe despre relații decât celelalte mătuși adulte. Marina știa asta dintr-un motiv oarecare. Un alt lucru este că, dacă bunica ar fi trăit, Marina nu ar fi îndrăznit să se îndepărteze atât de mult de ea. Dar acum nu mai conta stelele ca și cum ar fi luat un ajutor pe Marina și Artem în mod surprinzător, destul de repede au găsit un chiriaș decent pentru o lungă perioadă de timp. Un cuplu tânăr cu un copil Marina a pregătit în avans, dezasamblat și pliat cu grijă lucrurile încremenite ale bunicii, l-a dat pentru depozitare mătușei Zoia. Ea a luat cu ea doar ceasul cu sonerie. A trimis valiza într-o cutie confortabilă, cuibărit cu dragoste între puloverele ei calde sunt atât de voluminoase, de ce să le luăm cu noi? A rămas surprins Artem. Jumătate din valiză a fost ocupată. Le voi atârna în apartamentul nostru închiriat la Sankt Petersburg, ca să am măcar ceva al meu. Ei bine, dacă vrei atât de mult, lasă să fie, a fost de acord Artem. Și în Sankt Petersburg totul a mers conform scenariului planificat au găsit repede un apartament cu o cameră la un preț convenabil și un loc de muncă pentru Artem. E adevărat, apartamentul era foarte înghesuit și mai departe de metrou, iar locul de muncă la capătul opus al orașului. Dar asta nu a contat atât de mult, dacă nu te iei de lucrurile mărunte. Marina a pus lucrurile pe rafturile dulapului, a agățat pe perete ceasul bunicii, s-a plimbat prin magazinele din apropierea casei, a fiert borș și s-a așezat la laptop. Ar fi trebuit să-și caute și a un loc de muncă. Desigur, nu are experiență, dar în facultate a luat primele locuri la concursurile de creație în coafură, și are diplome și venituri dintre cele mai modeste. Ea este de acord atâta timp cât există posibilitatea de a câștiga experiență. Venind de la serviciu, artem mai multe zile la rând a surprins aceeași imagine, apartament curat, cina pe aragaz, concentrata Marina cu fruntea încruntată a trimis la saloane siviul său. Marina, nu te mai deranja tu atât, din exterior se poate crede ca și cum nu sunt în măsură să te întrețin și cu reproșuri te fugăresc la locul de muncă. Deși nu este așa deloc, după mine tu ai putea în general să nu lucrezi niciodată. În orice caz, atâta timp cât noi închiriem la acest preț, iar dacă prețul va crește, putem mări prețul pentru chiriași. Nu, nu pot așa. A suspinat Marina sincer. Ei și așa era atât de greu să închirieze apartamentul bunicii sale. Se liniștea doar prin faptul că Natalia și Oleg sunt foarte simpatici, și fiul lor minunat, un băiat sănătos căruia îi place să zâmbiască și să-i cânte numai lui cântece lungi de înțeles împătuți pe cineva mai rău, ea nu a putut lăsa să locuiască în apartamentul lor. Iar la acești oameni ea nu poate ridica prețul. Prostuța mea dragă, a zâmbit condescendent Artem, îmbrățișând-o. Bine eu singur voi rezolva problema. Dar am nevoie pentru asta de faptul că măcar tu să nu fii ocupată și obosită și să mă aștepți acasă cu prânzul. Chiar sunt atât de obosit în acest serviciu auto, încât dacă vei veni și tu târându-te la fel, de la vreun salon de înfrumusețare, atunci numai pe găluște cumpărate nu voi trăi mult, nu prea sunt obișnuit aici, iar pentru a realiza ceva trebuie să mă mișc mai energic. Stai deocamdată acasă, Marina, va fi mai ușor și mai corect. Ai organizat totul aici ca și cum ar fi apartamentul nostru și pot să te plimbi prin oraș jumătate de zi, ca să nu te plictisești în timp ce eu lucrez. Alte fete visează să aibă un iubit care să le întrețină, tu te grăbești să lucrezi cu capricii. Marina se rușinează de ea însă și e chiar ca o fetiță. Câștigă trei bănuți, iar pe Artem al său îl lipsește de prânz și cină proaspătă în fiecare zi. Dacă nu vor arunca bani în jur, este foarte chiar posibil să trăiască. Ea nu va merge la teatru și concerte. Nu-i nimic, se vor descurca foarte bine și fără câștigurile ei. A venit vara și convingerea lui Artem că nu era nevoie ca ea să muncească i-a fost de folos, deci vara s-a dovedit a fi răcoroasă și vântoasă, cu ploi frecvente, a fost totuși o vară frumoasă. Orașul nu mai părea Marinei trist și mohomorâr când în parcuri era o umbră verde și deasă. Într-o zi Marina a intrat în camera de artă și nu a observat cum a petrecut acolo trei ore, i-a spus acasă la cine lui Artem, a propus. Hai în weekendul tău încă o dată, împreună vom merge, eu nu am reușit să văd și să rețin totul. O să ne uităm și o să memorăm, apoi mergem în altă parte, pentru că de ce am venit aici dacă nu putem vedea nimic? Marina, eu am venit aici să câștig, nu să-i a spus Artem cu condescendență. Totul aș putea vedea și mai târziu, dacă voi dori. Artem a muncit din greu și a economisit bani pentru niște planuri importante, despre care a promis că va povesti mai târziu. Vecina de la etaj Varvara, cu care Marina a reușit să se împrietenească, credea că Marina a avut noroc să-l întâlnească pe Artem. Este muncitor, mai bun decât alții la vârsta sa, tot ce va face va aduce casă. Știi și singur acum ce băieți sunt infantilii. Iată de exemplu Constantin al meu, îl avem deja pe Ionuț, are doi ani, dar pentru soțul principalul lucru sunt prietenii lui, compania lui, prietenii. Prietenii sunt centrul lumii, pentru ei întotdeauna trebuie să te arunci și să ajuți la primul apel. Și nu contează că soția a avut alte planuri, ea și cu copilul nu se plictisește, fiul mereu o va învesel. Majoritatea sunt egoiști, așa că e o opțiune normală, deci tu ești și frumoasă Marina, ai fi putut găsi și mai bine. Cineva nu zgârcit, care te-ar duce peste tot, dar nu este un fapt. deci da, dacă nu ești pretențioasă opțiunea ta este foarte bună. Marina după cuvintele și opțiunile spune a fost chiar cumva inconfortabilă pentru a spune că îi lipsește ceva. i așa imaginat complet diferit viața lor în oraș. I se părea că ei trăiesc împreună de 100 de ani, iar Artema a încetat să o mai iubiască cu adevărat, ca înainte. El vine acasă de la locul de muncă obosit, adesea iritat de ceva, se prăbușește pe canapea așteptând mâncare. Iar la Marina se uită așa ca și cum întotdeauna a fost alături, este și va fi. Ca un calorifer de încălzire centrală, de exemplu. Adevărat, noaptea se schimbă, mai ales înainte de weekend își amintește că există cuvinte afectuoase, promite că se va gândi cu siguranță la ceva interesant pentru vacanță probabil că totul este într-adevăr în gri și oboseală, oare va fi capabil să realizeze ceva într-un oraș străin, într-o metropolă pentru a prinde rădăcini aici? Desigur, este greu să lucrezi singur pentru doi. Totul devine mai scump, atât de curând și proprietarul va face aluzie la o creștere a plății. Până la urmă va trebui să-mi găsesc și eu un loc de muncă. La început, Artem va bombăni, dar apoi își va da seama că e mai bine așa nu va reuși să se plictisească și să se gândească la tot felul de prostii. Și va fi interesant, pentru că frizerul este un om de artă, oricât de mult iubitul ei ar Marina s-a gândit, s-a consultat cu Varvara și a decis să încerce o tactică diferită pentru a găsi un loc de muncă. Nimic nu dau aceste emailuri de cv cu o listă de concursuri de copii premianți de la facultate, atunci când nu există nicio experiență. Probabil în același timp o mie de fete cu mii de cv la fel trimit mesaje. Mergi chiar tu la saloane, a sfătuit-o Varvara. Vechea metoda a bunicilor, dar s-ar putea să funcționeze în domeniul tău de activitate. O coafeză trebuie să se simtă în largul său. Când te-am văzut prima dată, m-am gândit că suntem norocoși, vecinul nostru a închiriat apartamentul unei fete foarte drăguțe. Așa că du-te și zâmbește, socializează, poate te va ajuta să intri. Într-un salon de lux scump de pe stradă, bineînțeles, nu va lua, dar într-un coafor ca și la noi pe aici, chiar este posibil. Și Marina abia a așteptat până când Artem pleacă la muncă, a mers să caute fericirea. Existau destul de multe saloane micuțe nu foarte departe. În patru saloane, pentru ea nu a arătat nici cel mai mic interes. Dar într-un mic semi modest sub numele de Orhidee plin de farmec. După un scurt interogatoriu, Marina are înviat. Oh, am nevoie de o fată de schimb. Fata mea de schimb nu este o fată rea, dar ea are o viață personală furtunoasă și responsabilitatea nu este ceva despre ea. Ea trebuie să fie înlocuită constant de către proprietar. Nu contează care dintre noi lucrează, atâta timp cât nu este o pierdere, iar eu m-am săturat serios de atâta imprevizibilitate, nu are rost să mai vorbesc cu ei. Văd că tu ești cu totul altceva, dacă îi pun o întrebare proprietarului, fie eu, fie Olga, el va lua rapid o decizie, pentru că știe foarte bine cine ce valorează aici. Nu plătește mult, așa că nu are curaj să se bazeze pe un supermaestru. Mie îmi convine că locuiesc la etajul de deasupra magazinului nostru, aș fi căutat ceva mai bun de mult timp, dar e comod să vin aici, să o iau pe fica mea de la școală. Avem și noi un contingent local de ani de zile, aceleași bunici, mătuși, cereri fără prea multă fantezie. Probabil că v-ați antrenat la aceeași vecin de acasă. Da, nimic neașteptat. Lasă un număr de telefon, Marina, te voi suna cu siguranță mă numesc Rita și promit să fie bine. Marina o plăcea pe Rita și încrederea ei era încurajatoare, dar dintr-un motiv oarecare aerul din podeaua pivniței părea un alcool năvalnic de dulce. Amețeala și greața îi urcau până în gât. Și-a luat la revedere politicos și s-a grăbit afară, unde abia a ajuns până în colțul îndepărtat al casei înainte de a vomita în iarbă. A devenit un pic mai ușor, dar deodată a apărut o slăbiciune de neînțeles, ca și cum toată puterea ar fi dispărut brusc undeva într-o clipă. Marina chiar speriată, un pic hotărâtă să nu mai meargă acasă, ci mai întâi la Varvara. Varvara poate că mă vor prim la serviciu, dar e o șansă atât de mică, a împărtășit ea din prac. Ești atât de palidă, s-a mirat Varvara de privirea ei. Marina a suspinat și a povestit ce i se întâmplase. Varvara a clătinat gânditoare din cap, nu vreau să te sperii, este mai bine să verificăm imediat și să excludem presupunerile. Am un test undeva în dulapul cu medicamente. Ce test? Nu a înțeles Marina. Ești o sută de procente sigură că nu ești însărcinată. Atunci sunt celoasă, a făcut varvara cu mâna. Crezi că suntem complet din sălbăticie, zâmbea Marina. Bineînțeles, ne protejăm. Marina nu obișnuiește să discute astfel de lucruri cu cineva, așa că nu a explicat mai departe. Pot să cred fiecare cuvânt pe care îl spui, a dat din cap varvara. Când îmi spun ce frumos este Ionuț, eu le răspund, Păi ce ați vrut, așa am vrut să fie. Plănuiam să ne căsătorim peste cinci ani, dar el a decis să o facă în felul lui. Aici am găsit un test și nu mă gândesc eu un sum la tot felul de orori în avans. Poate nu este nimic sau există, dar totul va fi bine. De ce nu și-a dat seama să o întrebe pe Varvara? Cum ar fi cel mai bine să spun astfel de noutăți se pare cumva destul de prostesc. Este necesar direct numai la momentul potrivit, nu de la ușă, și când ar tema cina și un pic de odihnă. Marina a așteptat până la noapte, iar când luminile s-au stins, a căzut pe jumătate și a șoptit. Artem, eu sunt însărcinată. Asta e sigur. Mi s-a făcut rău de la mirosurile de la coafor. Varvara mi-a făcut un test și a arătat două dungi. Marina, tu să nu glumești așa cu mine, spuse Artem. Știi că nu recunosc asemenea glume proaste. Vorbesc serios. Varvara mi-a spus că ionuț de asemenea a apărut așa, în ciuda măsurilor. Nu este atât de rar nicio metodă nu poate fi complet 100% de procente de încredere. Marina nu știa ce să spună în continuare. A tăcut și s-a făcut liniște. Doar ceasul bunicii foșnea pe perete. De ce tace și artem? Își adună gândurile. Acum o va îmbrățișa și va spune, nu-ți fie teamă, îl vom crește, am găsit problema, voi rezolva totul. A trecut probabil o jumătate de oră până când Marina s-a hotărât să vorbească din nou. Artem, mi-e frică când ești atât de tăcut. Marina, nu vreau să spun că numai tu ești de vină, așa că mâine te duci acolo la doctor și afli cât costă avortul. Iar eu îți voi da din economiile mele cât ai nevoie. A auzit o voce complet străină. Marina și-a întins mâna tremurândă, brusc înghețată, deasupra capului, a căutat cu greu întrerupătorul de la Veioza de perete și a aprins lumina. Ca și cum ar fi vrut să se asigure că lângă ea este artem al ei. Era el și se umbri de lumină cu mâna. Ei bine, ce ai mai hotărât să aranjezi pentru mine? Marina, tu doar nu ești isterică, ai de gând să spui că vrei un copil. Dar eu prostie, de ce ne trebuie mai ales acum? Marina a încercat să-i prindă privirea, el s-a ferit cu palma mâinii, curbându-și nefericit cura. Marine i-a revenit brusc capacitatea de a vorbi. Nu am vrut pe nimeni. Pentru că pur și simplu nu m-am gândit la asta, dar nu pot să avortez. Dacă există deja un copil, îl voi iubi. Bunica mi-a spus că tata s-a bucurat când a aflat că voi veni pe lume. Chiar dacă el și mama mea nu aveau nimic în acel moment. Doar că o iubea foarte mult, așa că a iubit imediat copilul lor, care eram eu. Desigur, tatăl tău este un cavaler nobil, iar eu sunt un ticălos. Nu te-ai gândit niciodată că se aștepta cu ajutorul copilului să se împace cu o rudă unei soții bogate, nu? Însă acesta este viața dragă. Marina a urcat în tăcere picioare în papucii de cameră și a mers la bucătărie și a plâns acolo, punându-și capul pe masă dacă tatăl ei se bazase pe ceva sau nu, încă nu putea spune asta. A pus repede aia deoparte. Știe sigur că nu putea să o facă. Avea la ea o mică fotografie cu ea în spatele copertei buletinului. Acolo Igor și Neli o țineau de mânuțe pe fetița mică, într-o salopetă purpurie, abia învățând să meargă. Tată, mamă, nu am pe nimeni altcineva care să mă sprijine. Marina, dar nu te mai smiorcăi, auzi deasupra o voce bonumă, du-te la culcare, dacă ți-e frică, eu o să te duc la doctor, bine, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. În curând nu-ți vei mai aminti nimic. Eu nu scap de copil. Bineînțeles că ești în favoarea creării sărăciei, puteam să bănuiesc asta când strângeai pisici vagaboande cu pisoi. Numai că eu nu sunt o vagaboandă, îl întrerupse liniștită Marina. – Ascultă, lasă-te să dormi, să te calmezi, dimineața vorbește rezonabil, eu lucrez, sunt obosit ca un câine, iar aici acasă am parte de seri braziliene. – Mă duc să dorm. – Dacă vei dori să vorbim fără drame, să mă suni. Marina privea în tăcere cu Martem, fără să se uite, se apleacă, aruncă de pe rafturi o geantă de sport, lenjeria și hainele lui. – Nu-ți face griji, se va juca de-a lupul liber se va răcori și se va întoarce și își va cere iertare. Principalul lucru tu să nu te agiți după el. Asigură-te mai întâi, pretinde că ești mortal jignită și convinsă că poți trăi perfect de bine și fără el, o încuraja varvara pe marina. Nu am nevoie să pretind că sunt bine și fără el, dacă nu bine, teribil, dar oricum mă voi descurca fără el, a asigurat Marina. Ei bine, de ce-ți distrugi inima, a continuat să spună Varvara. Marina a întrerupt-o. Îmi pare rău, Varvara, ești cea mai bună, dar nu trebuie să mai spui nimic. El nu are nevoie de mine. Am văzut asta aseară. Nu înțeleg de ce nu am văzut asta mai înainte. Când eram confortabilă, el avea nevoie de mine, dar nu și acum. Avea dreptate mătușa Zoya. Dacă nu aveam bani din închirierea apartamentului bunicii mele, nu m-ar fi chemat aici cu el. Ar fi plecat de unul singur, ar fi promis că se întoarce după mine și ar fi dispărut. A dispărut și așa oricum. Marina nu a mai rezistat și a izbucnit din nou în lacrimi. Plângea și se supăra pe ea însă și că plânge, nu se poate abține. Varvara parcă i-a citit gândurile. Așa este, nu-ți fie rușine de mine, plângi cât de mult ai nevoie. Așa te vei calma mai repede, știu cum te simți. Noi proaste mai suntem, credem că ei ne iubesc, că vor avea grijă de noi. Uneori avem norocul să nu ne înșelăm, dar de multe ori nu e așa. Artem nu s-a mai întors. După ce s-a liniștit, dacă se putea numi așa starea ei de confuzie liniștită, Marina s-a uitat în jur și și-a dat seama că nu mai erau lucruri în apartament pentru care el să se întoarcă. Toate lucrurile mărunte pe care avusese timp să le cumpere contau doar pentru Marina însăși. Artem și-a luat hainele. Unde locuiește acum, oare cu un tânărul acela prin intermediul căruia a reușit să-și facă prieteni la noul său loc de muncă? Îi plăcea atât de mult confortul și cinele, pe care Marina le gătea pe principiul bunicii cu fantezie. A fost într-adevăr atât de speriat de copil încât chiar și confortul lui a fost de acord să-l sacrifice. Marina a îndurat o săptămână întreagă. Și totuși a format numărul lui. Telefonul abonatului este închis sau în afara razei de acțiune. Poate că încă se mai duce la serviciu. A motivat cu voce tare Varvara, care a transmis confuzia Marinei. Vrei să-i cer asta lui Constantin, nu va refuza. Este atât de vorbăreț încât nu este greu să vorbească, ca de la bărbat la bărbat va afla măcar cum este dispoziția lui Artemal tău. De parcă așa nu se vede, ridică Marina ochii asupra ei. Își subțiază fața, se scurse în ultima săptămână și ochii verzi maronii neliniștiți părea uriași pe el. Poate că încă nu e sigur, ști cât de lași sunt ei cu adevărat. Da, a zâmbit Marina cu încordare. Am rămas fără bani, am intrat într-un transfer de neatins pentru apartamentul bunicii mele, din care plătesc locul ăsta. Dacă mănânc banii ăștia, foarte curând nu voi mai avea cu ce să plătesc proprietarului de aici pentru luna viitoare. Îi am, dar nu pot, chiar vreau din anumite motive. Artem știe cum sunt eu cu banii, nu-i pasă. Tu cu copilul ce ai decis să faci? A întrebat cu prudență Varvara. Nu știu ce să decid. M-aș singură, fără îndoială. Copilul cum? Din ce vom trăi când se va naște, iar eu nu voi putea să lucrez? Nu am pe nimeni Varvara, nu am nici măcar pe cine să vin și să cer să stea cu copilul cât timp voi lucra. Dar nu pot să fac avort, nu mă privi așa, nu pot și asta e tot. Cred că lucrurile vor fi și mai rele atunci decât sunt acum. Varvara s-a plimbat prin bucătărie, s-a uitat în borcanele de condimente și a spus. Dacă nu ți apare târătorul, poți oricând să te duci acasă. Măcar acolo sunt toate mătușile alea, care erau prietene cu bunica ta, te vor ajuta cu ceva, dar e o ultimă soluție, să te întorci fără un ban. Termenul sarcinii este încă destul de mic, ai putea avea timp să-ți găsești un loc de muncă aici, în Sankt Petersburg. Ideal ar fi unul oficial, bineînțeles, în concediu de maternitate. Lor nu le place astfel, când totul devine clar, ei spun, special a rămas graidă și rapid s-a angajat. Dar au și ei propriul lor adevăr, iar tu pe al tău trebuie să trăiești. Dar propria ta profesie și fără experiență, s-ar putea să nu opți. Deci, cel puțin dacă ceva va apărea, eu întotdeauna voi da un tratament și te voi hrăni, dacă ceva. Dacă nu-ți vei cheltui salariul, vei face niște bani aici și te vei întoarce în orașul tău cu o mică rezervă pentru un timp. Sau poate vei avea norocul să găsești ceva decent și atunci vei sta în Sankt Petersburg cât vrei. Poate greșesc, dar eu m-aș hotăr să lucrezi mai întâi și apoi vei vedea. Marina s-a gândit că așa se va decide. Și tocmai se gândea, o jumătate de oră mai târziu a sunat telefonul mobil. Rita a sunat de la salonul orhidee. Marina bună ascultă la telefon, nu îți spun, dar se pare că este ceva pentru tine. Stăpânul nostru vrea să se uite la tine, a promis salonul de la ora trei după amiază să sară în sus, așa că vino. Nu cred că se va uita imediat la actele tale. Dar ia-ți buletinul pentru orice eventualitate, că nu ești vreun cetățean asiatic, de exemplu, chicotirita. Habar nu am ceva va crede despre imprevizibilul nostru. Imprevizibilul nu este foarte liniștitor, se gândi Marina. Dar nu avem de ales. Noroc că nu avea grețuri astăzi, și arăta destul de bine. S-a spălat pe cap, s-a machiat temeinic. A îmbrăcat cea mai nouă dintre rochiile ei de zi cu zi din timpul săptămânii, și chiar și-a pus sandale cu toc, dește de obicei alerga cu pantofi mai comozi. La ora trei era la salon. Directorul a trebuit să mai aștepte încă o jumătate de oră. Marina a băut cafea cu Rita și cu o clientă de la ușa alăturată, o doamnă veselă, luminoasă, proaspăt vopsită în roșu. Șefii nu întârzie, șefii rețin, au întârziat fetele, a anunțat doamna clătinându-se amuzată. Ea a distrat-o pe Marina elită povești de viață amuzante, iar așteptarea nu a fost anevoioasă și nici plictisitoare. Dar când directorul a sosit, clientul amuzant a spus repede la revedere și a plecat. Margarita, în loc să dai din gură, ar fi trebuit să faci curățenie cum trebuie, nu măturându-ți părul, ci cum trebuie. Nu pot să cred că nu ai timp, din chitanțe se vede că ai. Asta a spus din prag fără supărare, cu iritare argotică în loc de salut. Directorul s-a dovedit a fi un bărbat dens și corpolent de vârstă mijlocie, îmbrăcat într-o cămașă hawaiană strălucitoare, care îi strângea în abdomen. Roman Evgenievici, a spus cu minte Rita veselă. S-a mai întâmplat ceva. Ieri am fost Rita fata cea deșteaptă. Aceasta este fata de care mi-ai spus, a schimbat subiectul Roman Evgenievici. Da, ea este Marina, coafeza absolventă de coafură cu diplome certificate. Să încercăm, fata are foarte mare nevoie de un loc de muncă. Doar arzând la locul de muncă serios nu va cere timp liber. Într-adevăr, Marina. Da, confirmă Marina, încercând să fie convingătoare. Bună ziua! Te rog să mă iei în perioada de probă. Fata Marina blondă cu ochi căprui a fredonat Roman Evgenievici, destul de prietenos privirea Marinei. Dar chestia este că nu am nevoie de o altă coaferă. Aș încerca să iau o coafeză cu experiență. Se poate dovedi a fi mai bună decât altele, dar cu tine nu prea aș vrea să mă leg. Atunci de ce mi-ați cerut să vin?" în confuzie a întrebat Marina. Margarita, te-am lăudat foarte mult. Am vrut să văd dacă te potrivești." În plus față de această instituție există mai multe restaurante. Acum am nevoie de o altă chelneriță, drăguță și inteligentă." Urgent vara, pentru că oamenii au plecat." Să pun anunțuri nu prea este timp. Nu prea vreau să pierd timpul." dacă vă convine, câștigați pentru vară, bacșuri sunt destul de bune, din câte știu eu. Iar la toamnă vom vedea. Am spus doar că nu o voi face oficial, nu este profitabil pentru mine. Nu am astfel de stabilimente de lux. La toamnă turiștii vor fi mai puțini, poate jumătate dintre ei vor trebui concediați, ca de obicei. Sunt locuri de muncă sezoniere. Acum mă duc acolo, pot să vă iau cu mine, să vă uitați, vorbim despre plata pe ture. Da, mulțumesc pentru ofertă. Bineînțeles, mergem imediat, a fost de acord Marina. Ideea de a face ceva cu ea însă și nu este a doua variantă. Cât timp va căuta un loc de muncă în specialitatea ei, deodată se va vedea deja poziția ei. Și va găsi ea unul. Așa că se poate să nu rămână cu nimic, iar aici măcar există o șansă. Rita din spatele lui Roman Evgenievici a dat repede din cap și a făcut afirmativ din palmă, fiind de acord, zice, corect. Și înainte ca Marina să știe, ca deja patru săptămâni lucra bine. Roman Evgenievici și tovarășul său, Paul, acest spațiu se afla în demisol, la fel ca și salonul Orhideea. Numai că zona este mai mare. În tur a lucrat un bucătar cu un asistent și două chelnerițe. Una dintre fete absolvise de curând și a decis să-și schimbe locul de muncă, pe care l-a păstrat cât a fost studentă, iar în locul ei a fost luată Marina. Restaurantul era destul de primitor, vizitat, ieftin și localul era destul de aglomerat, și gătea delicios un alt plus la locul de muncă hrănit, desigur. Nu că clienții mai ieftini și mai simplu paste sau cartofi cu sos de carne, cârnați sau pulpă de pui. La început, Marina a fost foarte fericită nu a trebuit să cheltuiască pe mâncare în timpul săptămânii, din nou economisind bani. Dar din ce în ce mai des erau zile în care fiecare drum la bucătărie pentru o comandă devenea o ispravă pentru ea. Îi era greață de la simplul miros de mâncare. Marina lucra în ture din două în două zile de la ora 11 până 23. Și nu ghiceai niciodată dimineața cum va decurge tura, zbura de dimineața până seara. Jocuri de stil toată ziua varză, morcov și mere s-au abia târându-se, ținându-se de perete și încercând să nu se uite la mâncare, venind la bucătărie pentru o comandă. Medicul de la clinica prenatală, unde Marina s-a înscris pentru înregistrarea temporară, i-a explicat că are toxicoză, așa de des se întâmplă în general, nu este nimic teribil, în curând ar trebui să treacă. Mi-aș dori să treacă în curând. Când era tura bucătarului Vladim, Marina era mai calmă, el nu observă nimic, nu o înțelege, ca toți băieții. Se gândește, poate fata nu a dormit bine. Iar bucătarul Svelana se uită foarte chiar suspicios, ca și cum cu mult timp în urmă a totul. Marina a încercat să nu se gândească la asta și a amintit de admonestarea varvarei. Trebuie să ai grijă de nervii tăi, vei suferi mai târziu cu un copil nervos e doar o treabă, muncește și să nu-ți piese cine ce crede. Varvara însă și cu atâta pricepere s-a întors recent la serviciu din concediul de maternitate, s-a întors la departamentul ei de contabilitate și la proza de contabil șef pretențioasă și plictisitoare, povestită cu râs, fără resentimente și îngrijorare. Poate că e bine că căldura a fost o raritate în Sankt Petersburg. Se simțea greu cu umezeala locală, sau doar marinei așa îi părea acum. Dar într-o zi, într-o tură, a devenit insuportabilă. Nu e nimic, în curând se va termina. A fugit în vestiar, în spatele căruia se afla toaleta, se rostogolea de durere. Și-a descheiat cei doi nasturi de sus ai bluzei albe de lucru ca să nu o murdărească, iar când era pe punctul de a se ridica și de a merge pe hol, a auzit în spatele ei: Nu fă mișcări bruște fată! sunt doar două mese ocupate de oameni. Natalia însă și fără tine se va descurca. Hai să facem un ceai de mentă. Ajută! Am mentă la căsuță. A crescut, îți dau și acasă. Dacă vrei, ghimbirul mai ajută și el la asta. Și trebuie să mănânci mai des și să dormi mai mult. Eu am născut doi și știu. Svelana se uită la Marina fără să râdă, dar și fără milă, cu calm înțelegere și simpatie. Marina din anumite motiv nu se mai temea și a devenit mult mai ușor timp de 10 minute în bucătărie, în timp ce a băut ceaiul de mentă, a expus toată povestea Svelanei. E o poveste obișnuită, a spus ea. Svelana, ai de gând să iei mâncarea. A întrebat Pavel pe la spatele ei. Marina chiar a uitat că se simțea rău, din groază sobră, și-a dat seama că Pavel ar fi putut să le audă conversația. Acest tovarăș al lui Roman Evgenievici, tânăr, slab și tăcut, o înspăimânta foarte tare. Din nu știu ce motiv, acel neplăcut vine mereu ne-auzit un astfel de mers cu bucătăresele încă mai salută uneori, ba chiar mai are ceva de spus, iar spălătoresele și chelnerițele în general nici măcar o vorbă nu e demnă niciodată. Marina a sărit în sus la descoperirea lui s-a agățat bucuroasă de cotul Nataliei, care a apărut în bucătărie. O, Natalia, hai să mergem o clipă. Haide, ce s-a întâmplat, a spus Natalia imediat ce au ieșit pe ușă. Poți să să-ți imaginezi, am băut un ceai, nu-ți fie teamă de acest pavel, roman este principalul, dar acesta este mai mult așa de formă. Seara a venit roman, cu o altă cămașă hawaiană, și cu un miros deosebit de greu pentru Marina, miros de supraalimentare. A chemat-o în cameră, în biroul de bucătărie a contabilului. A examinat fata cu scârbă și obosit, a întins un plic. Salariul tău pentru o lună, verifică, totul e cu onestitate, însă nu mai lucrezi de astăzi. De ce? Abia mișca buzele, a întrebat Marina. Ce obraznice sunt fetele moderne, o caracteristică a periferiei ca tine? De ce te crezi îndreptățită să minți și să înscenezi pe cineva dacă ai avut prostia să rămâi însărcinată? Și dacă ți se întâmplă ceva la serviciu? sau vine vreun control de muncă, o să te duci să povestești cum nenorocitul de director nu te-a înregistrat la muncă, te-a exploatat și o să ceri bani de maternitate. Nu o să te cert și nu o să te speri, ca să nu leși imediat, cu binișorul te rog, du-te liniștită și nu mai încerca așa ceva. Era aproape prietenos, fără nicio furie nete de vocea leneșă. Marina a vrut să spună o mulțime de lucruri, dar a tăcut. A vrut să-i arunce banii, dar în tăcere a luat plicul, va fi util. Nu e nici măcar pentru ea însă și. Să-i facem cu adevărat un raport nenorocitului acela, a spus Varvara. Vrei să-l reclam pentru o trăvire la restaurantul lui? Aha, o să-l de afară pe Vadim sau pe Svelana și gata, Marina a clătinat din cap. Apoi da, trebuie altceva. O, oh, hai să punem pe el impozitul. Le voi zice că de două ori nu mi s-a dat cecul la serviciu sau epidemie sanitară sau incendiu de da câteva organe de control, de la care va plânge. Varvara, eu nu o să mă simt mai bine dacă el se va simți mai rău. Pentru mine ar deveni cinstit, a recunoscut Varvara. Apartamentul propriu după muncă nu le va da odihnă, mormăi Varvara. Intrigii, intrigi. Nu a fost clar de la Constantin dacă glumea sau vorbea serios. A doua zi, Marina a dormit aproape toată ziua. S-a trezit de două ori, a băut un ceai tare în bucătărie, s-a culcat din nou, nu a vrut nimic, nu s-a gândit la nimic, de parcă o cortină întunecată ar fi căzut peste ochii ei. Iar seara a sunat varvara la ușă. Vino la noi acasă! Nu trebuie, și Constantin te va cicăl din cauza mea. Te cheamă el însuși, vrea să-ți spună ceva, mie nu a vrut să-mi spună," a anunțat Varvara. Constantin stătea în bucătărie terminându-și supa dintr-un castron adânc, asemănător unui laian. Marina, am aflat ceva pentru tine, în caz că-ți trebuie." Prietenul meu, Oleg, a făcut recent renovarea unei case particulare în suburbie la un bătrân, el trăiește singur." i-a spus colegului că închiriază o cameră unei femei, dacă ea îl va ajuta în gospodărie și să fie pentru el ca un companion. Deci chiar și pe gratis te va ține acolo dacă îl vei ajuta. Serviciu pentru serviciu, condițiile lui de trai sunt foarte bune. Nu este pretențios în ceea ce privește curățenia și gătitul. Poate este un nebun. L-a întrerupt Varvara. Oleg spune exact normal, pur și simplu bătrânul are bani. El spune că prin intermediul agenției se va descurca întotdeauna, dar nu are foarte mare încredere în ei, așa că întreabă toate cunoștințele bune, astfel încât, la recomandare m-am gândit imediat la tine. Iarăși să mint. A întrebat Marina. Și dacă este un om bun? El contează pe o bătrânețe liniștită, iar eu acolo hop și nasc deodată. Și dacă îmi găsesc din nou un loc de muncă, cum o să reușesc să-i fac treburile, apoi camera trebuie plătită. Ascultă Marina, hai să facem așa, oleg în general îi va spune că ai această situație, cel mai probabil așa este corect și apoi lasă-l să decide el, da, da, nu, nu. Marina a dat din cap. Chiar și Constantin vrea să o ajute. Dar ea a crezut că nu o poate suporta pentru faptul că de multe ori se învârte pe la ei. Este o prostie, este puțin probabil că va ieși ceva din asta, dar trebuie să mulțumească și să se prefacă că speră, așa că a făcut-o. Constantin s-a dus la Oleg. Varvara a expirat zgomotos și a sugerat: Hai să mâncăm o plăcintă cu cireșe pentru seara asta. Dacă o vrei cu adevărat, o poți mânca odată. Crezi că ar putea ieși ceva bun din asta? Nu ai nimic de pierdut dacă te duci să-l vezi. Dar uită-te cu atenție la proprietarul acela, e un bătrân viclean. În loc să angajeze o menajeră pe un salariu, el caută un chiriaș care să facă aceleași treburi pentru o cameră. Nu te sfii, întreabă direct ce anume ai de făcut. Poate că sunt femei care lucrează acolo că e mai ușor să închiriezi o cameră pe bani decât să faci totul în fiecare zi. Sincer, eu nu aș putea să o fac. Dar tot merită o privire. În primul său weekend Constantin a luat-o pe Marina să se familiarizeze cu bunicul care închiria o cameră. Potrivit lui, bunicul nu a fost jenat de povestea Marinei, nici măcar nu a întrebat nimic. Varvara plănuia să meargă cu soțul și prietenul ei, după ce a gândit un motiv bun pentru a se plimba cu copilul la țară, dar Ionuț era bolnav cu febră și irascibil s-a dovedit că nu s-a mai plimbat. Marina și-a imaginat dintr-un motiv oarecare o casă mare de lemn pe o poiană asemănătoare cu moșiile negustorilor din filmele despre viața veche, dar casa s-a dovedit a fi din cărămidă, chiar și acoperită cu piatră, dar foarte elegant și frumos. Era înconjurată de o grădină mică, câțiva meri și cireș fără urmă, și multe flori. Asta și prin gard puteai să vezi imediat. Gardul nu era un zid alb de cărămidă, ci un grilaj metalic grațios și încătușat. Era între deschis, dar Constantin era prea timid să intre, și a sunat la telefonul mobil. Grigori Nicolaevici sunt Constantin din partea lui Oleg Iacov. Am adus-o pe fata Marina să se uite prin camere. A, bine, să mergem în casă, Marina! mergeau pe cărarea pavată cu piatră și când s-a apropiat de casă ușa de la intrare s-a deschis și în praga a apărut însuși proprietarul ținând de zgardă un câine alb mare și foarte zbârcit de sub franjuri evaluând cu atenție pe Marina și pe Constantin. Acesta este Olaf, el este pașnic, dacă nu este atacat. Așa că nu vă temeți de el niciun minut, dacă nu aveți de gând să atacați. Iar eu sunt Grigori Nicolaevici ca să-ți dai seama că proprietarul avea deja mult peste 70 de ani, trebuia să te uiți cu atenție la fața lui acoperită de o rețea de riduri, undeva adânci și ascuțite, undeva mai subțiri și mai mici. Privirea lui era rapidă și ascuțită, nu senilă, dar era îndulcită de razele de riduri din apropierea ochilor. Nu este rău, a expirat în liniște marina. Și dacă nu te uiți la fața lui, pentru nimic nu dai că acest om este deja un om bătrân. Postura era ca un om de vârstă mijlocie, figura uscată și filiformă nu era un indiciu de decrepitudine. Părul său gri argintiu era tuns foarte scurt și avea o barbă îngrijită. Grigori Nicolaevici a invitat și el în casă. O casă atât de respectabilă din exterior s-a dovedit a fi confortabilă, dar puțin neobișnuită din interior, bineînțeles. Era evident din numeroasele semne că o mână de femeie nu mai fusese aici de mult timp, deci proprietarul, evident, păstra ordinea. Dar principalul lucru este că în casă ca și cu mai multe timpuri diferite s-au adunat atât de diferit a fost mobilierul, chiar și cuvertura de pat și perdelele din holurile spațioase de la etajul 1 al secolului 21. În camera de zi ca și cum 19, chiar și Marina ignorant în antiități a fost clar că mobilierul este antic, iar răsfățată, probabil nepoliticos, atât de atent se uită la tot. Constantin, la sugestia gazdei sale, s-a așezat pe marginea canapelei pentru oaspeți și a tăcut modest. Presupun că vreți să vă vedeți imediat camera. Marina? A întrebat Grigor Nicolaevici, și ați decis deja că sunt potrivit pentru dumneavoastră ca chiriaș, a surprins confuză Marina. Și tu ai decis deja că nu sunt potrivită pentru tine. A râs proprietarul. Nu judecați atât de repede, haideți să vedem camera care este aici, la etajul 1. Eu însă mi locuiesc la al doilea, acolo sunt birouri și dormitoare. Restul spațiului de sub abandonat, în el s-a îngrămădit doar arhiva veche, o demontez încet, dar cumva fără foc, dacă vreți să-mi țineți companie, sincer vă voi fi recunoscător. Bineînțeles, dacă vă interesează. Grigor Nicolaevici a deschis o ușă tăcută de un beș deschis. Aceasta este camera, Marina. Camera pătrată, care dădea printr-o fereastră spre un colț confortabil al grădinii, părea foarte caldă și confortabilă, deși din mobilier nu mai existau decât o comodă veche și goală, o măsuță cu oglindă și un pat. O să găsim un dulap pentru ținute, a asigurat proprietarul perdelelor. Dacă nu vă place, puteți să o schimbați. Principalul este să nu dărâmi pereții portanți, restul discuției este rezolvabil. Marina și-a amintit de instrucțiunile varvarei. Grigor Nicolaevici, îmi place camera, doar îmi spui deodată toate condițiile tale în detaliu, i-ai spus lui Oleg că ai închiriat un loc pentru ajutor casnic. Și eu vreau să știu care vor fi datoriile mele. Sunt conștiincioasă, dar știți că am unele dificultăți. Ce fata afaceristă ești, a zâmbit proprietarul eu dificultățile tale, așa cum le spui tu, nu intervin, poate că va suna ciudat ceea ce îți voi spune, dar încearcă să înțelegi. Știu că nu ai pe nimeni, nici eu nu am pe nimeni. Aș fi putut să angajez o menajeră profesionistă și aș fi putut să angajez o menajeră profesionistă și nu mai vreau să am în casă un străin incomod, profesionist, servitor. Nu am nevoie ca în casă să fie totul perfect curățat ca pentru o revistă, și să fiu servit ca într-un hotel de lux, am nevoie de o persoană vie în casă, este foarte tu place. Și eu sunt departe de toți oamenii sunt simpatici, iar treburile casnice fără fanatism tot la fel să le faci tu. Să fie tatăl sau bunicul tău să trăiască sub același acoperiș cu tine. Încetul cu încetul, după dispoziție, ca să nu-ți pui întrebări, nu e pomană. Genul acesta de muncă este cam cât costă să trăiești aici. Dacă mă ajuți cu arhiva, e cel mai minunat lucru, și te plătesc ca pe o secretară. Marinca și-a imaginat altfel conversația cu stăpânul casei. Și-l imaginase altfel în timp ce călătorea aici. Era suspect că totul mergea atât de bine. Bine, cu siguranță avea să afle mai târziu capcanele. Grigori Nicolaevici, când putem să ne mutăm? dacă prietenul tău Constantin este de acord să meargă acolo după lucrurile tale, deci chiar astăzi și să vină la noi, îți dau bani să vii, să ne cumperi ceva pentru cină ca să sărbătorim inaugurarea casei. Da, o să pregătesc cina, a promis Marina. Să mergem să-l întrebăm pe costume. Se pare că arhiva nu este prăfuită și plictisitoare visând documente foarte chiar chestie interesantă, de parcă ai citi un scenariu, numai că totul era pe bune mai ales jurnalele sunt parcă vii, ceva ca niște cărți fermecate. Pe vremea când nu existau calculatoare, nici măcar toată lumea nu avea mașină de scris și doar la serviciu oamenii își scriau gândurile cu un stilou pe hârtie. Și chiar mai devreme cu un stilou fântână în caiete obișnuite de școală sau în caiete frumoase și groase, umflate de viața care încăpea în ele. Oamenii lui aveau destul timp pentru asta, în ciuda faptului că nu existau aproape deloc aparate de uscasnic, iar viața în sine nu era deloc mai ușoară decât acum. Așa cum spunea Grigori Nikolaevici, viața s-a simplificat și s-au pierdut multe. Nu, există multe lucruri bune acum, dar ar fi fost mai bine dacă lucrurile bune de altă dată ar fi rămas. A fost foarte interesant cu el în general. Varvara s-a îngrijorat că Marina se plictisește acolo la periferie, cu bătrânul ei bunic, a îndemnat-o să vină mai des să-i viziteze în weekenduri. Marina a venit cu plăcere de câteva ori s-a plimbat cu Ivanușca prin Sankt Petersburg, iar apoi cu numai puțină plăcere s-a întors. Oh, ei bine, e mei, trebuie să mă duc acasă, a spus ea sâmbăta trecută și a fost surprinsă să fiarbă în același timp. Ea considera deja această casă și camera ei ca fiind adevărata ei casă, unde locuise cu mult timp în urmă. Și era ca și cum ceasul bunicii ar fi fost mereu atârnat pe acel perete, vizavi de patul ei. Acolo unde le agățase grigori Nicolaevici. Nu mă iau de tine, bunicule, întrebă varvaratul. Păi, despre varietatea meniului sau despre faptul că lucrurile la curățenie nu se pun la locul nepotrivit, că nu ești destul de ordonat sau leneș. Ce fel de plângeri pot avea bunicii? probabil ca ale mele, doar că de două ori mai mari din cauza vârstei. Ca să fiu sinceră, mi-e greu să-mi imaginez pe Grigori Nicolaevici în rolul bătrânului fastidios care a râs Marina. Deci, se pare că ei, în general, nimic greu nu face, dar lucruri elementare tot ceea ce am făcut atunci când am trăit cu bunica mea cina curățenie simplă. În concluzie, Grigori Nicolaevici, o mai mijloace de curățenie ea, dacă și închipuie că ar trebui să am deja obosit și întotdeauna mă răsfață cu tot felul de lucruri delicioase. El spune că le-a cumpărat pentru el, dar abia dacă le atinge el însuși. Varen este un bunic atipic. A existat o astfel de poveste, a trăit un profesor sovietic obișnuit, a inventat diverse inovații pentru industria sovietică și pentru armată, și a avut doi studenți preferați timp de mulți ani, amândoi au lucrat cu el, ei cu mult înainte de prăbușirea Uniunii, a început un proiect serios și spera foarte mult să-l promoveze. Unul dintre elevii să-i lucra cu el în pereche pe partea tehnică, iar celălalt, mai pătrunzător, mai dubios. A trecut prin tot felul de instanțe, apoi finanțări, apoi niște permise, pentru mine aceste lucrări tehnico-științifice sunt doar o pădure întunecată. Am înțeles un singur lucru despre ele, sunt foarte lungi, iar rezultatul nu este întotdeauna așa cum te aștepți de cât timp au lucrat acești tovarăși. Uniunea Sovietică a încetat să mai existe, finanțarea s-a terminat. În curând nu va mai fi nimic de mâncat pentru muncă, nu este clar cine va plăti deloc. Ați putea cel puțin să luați tot ce este valoros de acasă la o casă de amanet. Și când totul era gata, unul dintre ucenicii tovarășilor a dispărut cel care era un pungaș, a vera luat cu el toate noutățile și a aruncat la gunoi tot ce urma să se întâmple. Pur și simplu așa a fost. A plecat în Occident, a patentat acolo o invenție, s-a întreținut pentru el și copiii lui pe viață. Și acești doi cinstiți martiri ai științei. Profesorul aproape că a făcut un atac cerebral, a fost bolnav mult timp, abia a supraviețuit, iar când și-a revenit soția l-a convins să plece și ea în state, avea o rudă apropiată care locuia acolo. S-a căsătorit foarte bine. Iar cel de-al doilea elev a rămas aici, la Sankt Petersburg, la început a crezut că se va îmbăta, dar apoi totul s-a rezolvat. Talentul tot el găsește o portiță, a întâlnit persoana potrivită dintre noi ruși, dar foarte superficială. A început să lucreze pentru acest om o întreagă producție pentru el gândită și a câștigat bani buni în anii 90, iar apoi a primit și o moștenire din state. Se pare că prietenul său preferat, un profesor, a reușit să lucreze tot acolo, dar pentru el însuși, iar profesorul nu avea copii. A scris un astfel de testament, jumătate din bunuri pentru soție jumătate la elevul și colegul său Grigori Nicolaevici, la care locuiesc eu. Arhivele acestui vechi, pe care acum le desfințăm, este doar profesorul Grigori Nicolaevici, l târât peste tot după el, de când i-a fost lăsat. De asemenea, mobilierul antic al familiei sale i-a fost lăsat de soția profesorului. Înainte de a pleca ar fi putut să-l vândă nu este ieftin, dar profesorul a vrut să lase măcar ceva valoros în memoria elevului său credea că l-a dezamăgit cu veniturile și recunoașterea sa. Iar când Grigori Nicolaevici a cumpărat această casă, a mutat totul acolo, așa că acum trăiește înconjurat de aceste amintiri. Arhiva vrea să sorteze și să publice unele dintre preferatele sale. Este ca o datorie față de profesor, că cineva de aici își amintește de el. Asta e viața oamenilor, varia clătinat din cap. Nici măcar inteligența nu este o garanție că vei trăi o viață fără probleme. Ascultă, de ce e singur Grigori Nicolaevici al tău, dacă în jurul unui bunic atât de bogat nu se învârt moștenitori, atunci chiar nu există nimeni. E ceva în neregulă cu el, dacă nici o mătușă nu l-a luat în mână. El nu pomenește nimic despre asta, eu nu întreb. Poate dacă m-ar întreba ceva personal, l-aș întreba și eu, dar nici el nu mă întreabă cred că nu se simte confortabil, e atât de bine crescut încât nu se bagă în treburile altora. Da, voi, intelectualii, toți sunteți complicați, a confirmat varvaratul cu o privire conștientă, de parcă în fiecare zi comunica cu profesorii. Deci poate că, din potrivă, e mai ușor de trăit, dacă se respectă toate aceste reguli. Nu voi face predicții pentru a nu aduce ghinion, dar până acum se pare că aveți noroc. Ba chiar arăți mai frumos, chiar dacă scot scotocești prin arhive prăfuite. Da, arătam ca o vidră jumulită când m-am mutat aici, a fost de acord Marina. Ascultă, eu nu sunt inteligentă, te rog, Artem nu a declarat. Grigori Nicolaevici foarte rar uita ceva, iar acum se oferise să o ajute pe Marina să descogească merele pentru dulceață. Și s-a dovedit că și-a uitat ochelarii la birou. Cel mai probabil i-a lăsat pe birou, pe tastatura laptopului. Mă duc acum, lasă-mă să cobor și eu, vreau să urc scările în fugă. Marina nu fusese în biroul lui decât de câteva ori. Era dieceza lui Grigori Nicolaevici, după cum spunea el însuși. El însuși făcea ordine acolo, lăsând o dezordine convenabilă. Nu fără logică făcea uneori mici rearanjări. Schimba cărțile de pe rafturi sau unele statuete se mutau de pe masă pe raft și înapoi. Acum, pe biroul său antic, lângă laptop, pe lângă ochelari, a rămas o tablă de șah cu șah din os și o fotografie mică într-o ramă subțire de lemn. Marina nu observase până atunci nicio poză din birou, în orice caz, în locuri proeminente pe fotografia de amator alb-negru o fetiță cu două codițe în vârful capului, întinsă pe nisip într-o fâșie de valuri de mare, râzând și îmbrățișând o minge gonflabilă mare cu dungi. Marina își amintește foarte bine fiecare detaliu al acestei fotografii pe care o are. La fel în rucsacul ei, într-un singur dosar, spam, pașaport, diplomă și câteva fotografii scumpe. Grigor Nicolaevici, fotografia unei fete în mare, de unde ai luat-o? A întrebat Marina, uitând de timiditate, imediat ce a coborât în bucătărie și i-a înmânat proprietarului casei paharele. Eu am făcut această fotografie, eram pasionat de fotografie, a răspuns Grigor Nicolaević. Cu neliniște se uita la fața Marinei și parcă îi asculta starea de spirit ciudată. Aceasta este fica mea, Nelly. A făcut aceeași fotografie cu mine și a venit aici cu mine. Ea este mama mea, Nelie. Dar ea era Nelie Vitalievna. O memorie bună nu este întotdeauna o binecuvântare. Uneori este un blestem. Frumoasa Angela, pe care o adorase până în ultima lor zi împreună, ca în ziua anunților lor, se afla în fața lui o străină. Devenise și mai frumoasă în săptămâna în care Gregorii nu o văzuse, dar cumva altfel îngrijise frumusețea de revistă, pe care nu o poți atinge. Arăta foarte bine în acel aur și în acea haină de blană cu care o îmbrăcase bărbatul în care o lăsase. Și spunea înfiorătoare, lucruri înfiorătoare cu o voce perfect calmă, liniștită și a ei. Nu vreau ca bebelușul să se grăbească încoace și încolo e încă mică, îi va fi mai ușor să te uite și să se obișnuiască cu noul ei tată, mai ales că Vitalia are grijă de ea și vrea să-i spună tati. Ea va avea tot ceea ce tu nu i-ai putut oferi niciodată, să știi, în afară de dragostea ta, care nu este susținută decât de cuvinte, nu-i poți oferi nimic. Aceasta este o viață diferită de cea pentru care te-au crescut părinții tăi la început m-a enervat cu întrebările despre tine și ca să nu te întrebe, i-am spus că ai avut o altă familie și o altă fică și că le-ai ales pe ele. Știi cât de mult mă iubește Nelca și totuși te-ai hotărât să inventezi o ficțiune atât de șireată. Să o faci pe copilă să se simtă trădată de propriul ei tată, pentru teama ta de iepure că într-o zi va afla adevărul, că tu ai fost cel care m-a abandonat. A trecut peste asta copiii uită repede, va fi adultă. Dacă va afla, mă va înțelege ca femeie. Și dacă apare acum, o vei face să se simtă și mai rău. Mai studiat destul de bine. Nu-i voi spune fiicei mele că mama ei a ușurat viața tatălui ei, măcar să o lase pe mama ei să fie bună pentru ea. Mulțumesc, știam că vei înțelege grișa, nu voi depune cerere de pensie alimentară, înțeleg cât de greu ți este acum. – Mulțumesc, bine. Rodno a fredonat el printre dinți, s-a întors și a plecat, nu a înțeles unde, doar să plece. Nu a mai recunoscut nimic și nu a mai căutat pe nimeni. Nici el însuși nu putea răspunde pe cine proteja mai mult, pe fica lui sau pe el însuși. Și mai degrabă înfricoșător, se înșela. Avea să afle la ce ora avea să fie cineva care să o întrețină când mama ei se întorcea de lângă ea pentru că Nelia lui își alesese un soț nefavorabil. O va învăța pe Marina să aibă pe cineva care să o susțină. Mama mamei cumnatului său. Poate că singura bunică adevărată a Marinei ar mai fi fost în viață dacă inima ei ar fi plătit un tratament serios. Dar istoria nu suportă starea de subjunctiv, așa cum a spus profesorul și colegul său, acum este necesar să trăiască mai departe. Și să trăiască mult timp, pentru că în curând va fi un alt chiriaș în casă, care va trebui să fie îngrijit mult timp, până când se va putea descurca singur, și era ușor și plăcut să trăiești mult timp când aveai pe cineva care să aibă grijă de tine. Vocea lui Uvar era încordată și nu suna seara, ca de obicei, ci în timpul pauzei de masă. Marin, uite tu, dacă o să treci azi după serviciu imediat pe la tine, dar nu s-a întâmplat nimic, totul e în regulă, doar că am chef să te văd la o discuție de bani. Sunt niște chestii mărunte pe care trebuie să-ți le spun. Vino la mine, desigur, mai ales că bunicul merge la o reuniune la institutul lui și e îngrijorat. Cum putem sta aici? Dintr-o dată vom fi singuri pentru mult timp dintr-o dată vom avea nevoie de ceva cât timp el va fi plecat. Măcar pot să-l asigur că nu ne va lipsi. Oh, grozav, cu tot traficul, voi ajunge acolo până la ora ora opt, pe meți am promis un varvara. Marina a burit culoarea costumului de weekend al bunicului, a umezit cravata legată pe asfalt, i-a aprobat imaginea de gentleman și l-a însoțit afară. Multă vreme a dat din mână după taxi când s-a întors în casă, și-a pus banii și a ieșit cu ea în grădină, în colțul lui îndepărtat și însorit, sub măr. Avea un adevărat cuib amenajat. Acolo pentru Nelibunicul atârnase un cocon de hamac pentru copii marina. Se părea că fiicei îi plăcea să se întindă acolo și să privească și soarelui jucându-se cu frunzele de măr. Ia fredona ceva încet, amuzant în limba ei, apoi adormea și dormea adânc. Orice sunet venea de pe marginea drumului. Iar câinele isteț al sexelor, care știa că nu trebuie să latre acum, stătea în apropiere și doar respira zgomotos. Tot acolo, la distanță de doamna, se afla o măsuță elegantă de grădină și două fotoli. Bunicul și Marina își petrecuseră deja toată luna de la jumătatea lui mai o jumătate de zi citind acolo, legănând non nonumane ascultând melodiile ei. Va avea o voce frumoasă, șoptea râzând bunicul, ridicând degetul arătător spre cer și nu degeaba o găsim în operă și operetă. Când în octombrie în oraș și în natură a devenit cumva mai ales Petesco Gohomeles, bunicul mohorât gri și-a venit cu o distracție pentru Marina. Iată ce te-a îi place, Marina nu știa deloc ce i place. Eu cumva nu am avut încă să merg la ele fără jenă, a mărturisit ea. Nu aveam nimic în orașul nostru, cu excepția casei de cultură, iar aici nu aveam timp să vede că aducem uneori niște spectacole, dar nu m-a interesat niciodată în mod deosebit. Înțeleg și ceea ce ar fi interesant, bunicul nu a rămas în urmă. Îmi place muzica, a mărturisit Marina. Nu electronică pentru discotecă frumoasă, sub care să te gândești bine sau să-ți amintești ceva. Și bunicul și-a luat un abonament la Teatrul Marinski și a fascinat-o atât de mult pe Marina, încât bunicul l-a rebotezat cu plăcere în Marinski. Mișcările copilului lor le-a simțit pentru prima dată acolo. Ecografia a arătat că va fi o fată, Marina știa sigur, fata ascultă muzică cu ea leșinând în timpul ariilor de operă și dansând la operete. Puteți spune că inventez, dar lui Nelly a plăcut cel mai mult regina de pică, a povestit Marina într-o zi cu bunicul ei. Se uita la fel de ciudat și timp de vreo cinci minute a tăcut ca un surdomut, parcă vorbea singur, dar cu voce tare nu poate. Doar ochii scânteiau. Marina abia atunci și-a dat seama, nu i-a spus, ca imediat a decis să-și numească fetița, așa cum deja o numește. Neli s-a născut în februarie, vând furtună de zăpadă noapte baloane de noapte cu flori de la spitalul de maternitate au fost întâmpinate de trei bunicul și Constantin le-a luat acasă sau numai prieteni. După un mic bufet lăsat bunicul Grișa, bunicul s-a așezat în fața Marina și a întrebat. Poate că încă mai spui tatălui lui Neli că s-a născut, ce crezi? Bunicule, tu atât de mult timp, nu a întrebat nimic despre el. Am crezut că nu vei întreba, că nu vrei să știi nimic despre el. Am văzut că nu vrei să vorbești despre el. Eu o zic asta, poate că acum vei vedea lucrurile altfel. Bunicule Iuleca, problema cu oamenii ca tine este că îi judeci pe ceilalți după tine însuți, a obiectat Marina. Într-un fel ai dreptate, dar nu uita că sunt deja bătrână. Am învățat ceva și am scăpat de naivitate. Doar pune-mă la curent, măcar pentru scurt timp. Cât timp fata noastră doarme? Și Marina a povestit. Spre imensa ei surpriză nu i-a fost deloc greu să-i povestească bunicului ei despre Artem și despre cât de ușor a părăsit-o, ca și cum ai fi povestit un film sau un roman care nu avea nicio legătură cu ea. Ea are o altă viață, cu alți oameni la conducere. Bunicul a fost de acord cu Marina toți cei care trebuie să știe de naștere, ne a fost deja anunțată. S-a dovedit că Marina credea doar că trecutul recent s-a evaporat complet. Varvara a venit pe vârfuri, s-a uitat în hamac la Neli care dormea la ea, a spus, așezându-se pe marginea scaunului. Marina, iartă-mă doar în avans, te rog eu însă mi sunt o proastă, recunosc că nu mă sperii cu preambulurile tale, a avertizat Marina. Aproape că nu mai avea nicio îndoială în legătură cu ceea ce avea să vorbească. Am avut o mare petrecere corporativă ofsite la locul de muncă. 20 de ani de aniversare a companiei de 20 de ani de s-a în seara împrăștiată pe un flături pentru a vorbi, dar avem o companie pur feminină adunată pe veranda deschisă de toate vârstele de la 30 la 55 de ani. Am avut conversația obișnuită despre cât de greu este să crești un copil singur, că este mai bine să nu îndrăznești să o faci. În general, este întotdeauna un dezastru de probleme, și ca ceva toate au căzut într-un astfel de pesimism ciudat pentru o petrecere corporatistă că am vrut să spun ceva bun, să zic, nu întotdeauna atât de rău se întâmplă totul și am spus povestea ta, cum ți-ai găsit bunicul, totuși, nici măcar nu ți-am spus numele, ci am spus că ești prietenul meu. Fetele au fost surprinse și s-au bucurat pentru tine și fica ta. S-ar părea, și asta e tot pe această cifră, o zi mai târziu, duminică, soneria de la ușa fostului tău prieten, toți înmărmuriți de căutarea ta, l-am lăsat să intre. Bineînțeles, nu sunt nepoliticos. Sau, mai degrabă, doar confuz de surpriză, și am uitat că trebuie să includ grosolănia, spun eu, ăsta e fenomenul. Iată că a început să mă abordeze evident conform scenariului pregătit, să zicem, înțelege că îl consider un ticălos, și este în rutotul de acord, este un ticălos, dar numai că și-a dat seama de tot. Și alte lucruri în același stil, probabil că a urmărit câteva seriale de televiziune ca ghid. Eu stau acolo și dau din cap, mă prefac că sunt mișcată de remușcările lui, iar el îmi cântă. Că ți-ar fi cerut scuze de mult, dacă nu-ți-ai fi schimbat numărul de telefon și locul de reședință, ți-ar fi pierdut urma, înțelegi. Abia acum s-a hotărât să mă întrebe, îi era prea rușine să vină. Mie mi-a fost prea lene să-i pun întrebări dificile. Eram atât de dezgustată. Mă lua de proastă, nu, nu mă prefac că sunt o femeie deșteaptă, dar nu în asemenea măsură. Cum pot să scap de el? Nu știu, Constantin era la pescuit cu Oleg, altfel ar fi fost mai ușor. Artem a început să mă roage, dăm adresa, dăm măcar un telefon la ea zdruncinat, am viața mea și afacerile mele, nu am timp să mă ocup de ale altora. Nu mai ținem legătura de mult timp de când ne-am despărțit, eram doar vecini. Poate că Marina a plecat acasă și să vină în orașul tău dacă vrei. Nu m-a crezut nici măcar o secundă. A început nu varenia, varenia timp, nu ți-am făcut nimic uite, și el însuși supărat este pe cale să mă amenințe, va începe, chiar dacă nu este favorabil pentru el. Am fost foarte norocos că nu a fost nicio mușcătură, și am ajuns acasă mai devreme. Constantin l-am împușcat. Odată am vorbit cu el pe stradă, i-am luat cuvântul să nu vină la ferestre. Varvara a făcut o pauză pentru o înghițitură mare de cafea răcită. L-am îngăiat pe Olaf pe creștet și, fără să aștepte comentariile Marinei, a continuat. Tocmai am fost convinsă de la început că apariția lui era cumva legată de discuțiile mele cu tine la petrecerea corporatistă. A aflat că trăiești bine, a decis să-și încerce norocul și să smulgă o bucată grasă. Doar pare că orașul este mare în astfel de cazuri, ești convins cât de mic este. Se pare că întotdeauna cineva vede ceva, aude ceva și transmite mai departe persoanei nepotrivite. Și eu sunt un contabil, am lângă departamentul de personal, sunt prieten cu victoria noastră de resurse umane, a spus situația. A cerut să se uite doar în cazul în care în chestionare, în cazul în care soția celor fete care au fost așezate cu noi în companie a ascultat povestea mea, a intrat. S-a uitat la ea nu este mult timp căsătorit s-a dovedit a fi doar șapte fete și premoniția mea nu m-a înșelat la Ecaterina de la departamentul de vânzări în chestionar locul de muncă soțul Omega în serviciu de lux. Deci la dumneavoastră Artem, ai spus numele și mă amintesc astfel de lucruri, vă amintiți, am fost râzând. De deci, ce acest Omega de lux are un ce în el? Și apoi a reieșit că era vorba de districtul Viborg. Și mai sunt și alte omega, iată cel mai probabil, Cartem, un partener al soțului Cationic, și ea în fața lui a povestit povestea de la petrecerea corporatistă. Și această găscă, bineînțeles, s-a recunoscut pe sine, și tu de asemenea totul coincide. Am menționat că de curând ați fost vecinul meu. Marina îmi pare rău, adică s-ar putea să apară. Varvara, bine că dai, a zâmbit Marina, încercând să înfățișeze un zâmbet cât mai senin un astfel de detectiv divorțat pentru prostii, chiar și în documentele departamentului de personal urcat în neant nu ai nicio vină, nu puteai să prevezi nimic, doar ai povestit sub imperiul dispoziției. Întotdeauna mi-au plăcut și mie poveștile interesante, alte fete pe care să le spun și să le ascult. Nici nu m-am gândit că ar putea fi ceva în neregulă. Dacă nu bârfești, nu spui lucruri urâte pe la spate, dar pur și simplu. Să vorbești despre o persoană. Mulțumesc că nu te-ai supărat pe mine. Aș înțelege dacă m-ai înjura. O să faci ceva în legătură cu asta. Cum adică nu o înțelegi pe Marina? Să-mi îndes valizele, să fug undeva. Nimeni nu a venit să mă vadă și chiar dacă Artem află cumva unde locuiesc, nu e ca și cum ar veni aici dacă nu i-ai spus că suntem un trio, poate că își imaginează un conac cu coloane, un sistem de alarmă, un buton de panică și câteva gărzi de corp sinistre. N-am menționat asta. Am exhalat un oftat de ușurare. Oh, i-am spus chiar că ai un câine superb, câinele ciobănesc rusesc de sud. Apropo, această rasă este considerată imprevizibilă și agresivă. Îmi pare rău, Olaf, apropo, ai un sistem de alarmă. Bunicul s-a întors acasă, plin de viață, mulțumit de întâlnirea cu vechii prieteni, a glumit, a povestit poveștile colegilor de clasă, a trimis salutări de la ei, nepoate și strănepoate, și a anunțat că a reușit să lipsească. Marina nu i-a spus despre incident. Ceea ce s-a întâmplat a varvara rău, dacă va fi mai curajos să aibă grijă de ei. Pe el trebuie să aibă grijă și de el, și în afară de ea nu este cineva care să o facă. Desigur, ea a fost speriată un moment, dar doar un pic și cel mai unul. Artem nu este un răufăcător de operetă, nu este o autoritate criminală, și cel mai obișnuit tip egoist absolut nimic să se teamă, ea se va gândi la ceva dacă el apare brusc. O lună mai târziu, Marina și într-adevăr aproape a uitat avertismentele lui Varvara, ea nu a avut timp să se gândească la neplăcut. Fica a crescut deja așezat în pătuț și cărucior a încercat să se așeze chiar și într-un cocon moale doamnă. Când l-a văzut pe Olaf, ea s-a bucurat și și-a tras mâinile spre el, încercând să le treacă în blana lui zburdalnică. Nu-ți face griji la liniștit cu încredere bunicul. Valov înțelege foarte bine că este un cățeluș. Varvara venea aproape în fiecare sfârșit de săptămână. Bunicul a fost de susținere, Deja mă întreb cum de nu te-ai plictisit încă la vârsta ta. De obicei, este greu pentru un copil să fie singur mai mult de șase luni. E timpul să ieșiți, să mergeți să fierbeți undeva măcar o cafenea de vară fără griji și mamele trebuie să se odihnească. De ce nu mă lași să-ți extrag laptele și o să găsesc o masă frumoasă fără tine? David, sunt uimită de expertiza ta în atât de multe domenii. Așa credeai că am citit liniștit literatură despre copii și controlez în liniște procesul de cultivare și de educație, a zâmbit bunicul. Și Marina s-a apucat de acoarelă. Nu au stat la o cafenea în aer liber și s-au plimbat cu o putoare prin grădina zoologică, dar tot s-au simțit foarte bine. Au spus că foarte curând va veni aici cu Nelia, îi va arăta animale mai mari decât o la fiei. Cu siguranță va fi interesant au spus că atunci când Nelia va crește un pic, Marina va deschide un mic salon de înfrumusețare. Bunicul vrea să o ajute să înceapă o afacere care să-i placă și va fi minunat dacă Varvara va fi de acord să se ocupe de contabilitate acolo. Au dat trei ture de trei ori în jurul grădinii zoologice. Vaniușca nu a vrut să plece. Când am reușit să-l scoatem afară, am cumpărat înghețată și ne-am așezat cu el pe o bancă în parcul Alexandrovski. Marina a luat cu plăcere o mușcătură de înghețată și a auzit o voce familiară pe jumătate uitată din lateral. Marina s-a șocat. A tresărit. I s-a părut că și Varvara a făcut la fel. Vaniușca se furișa în jurul patului de flori, reușind să mănânce plumbul în grabă Artem a ieșit din umbra pe strița unui copac și s-a oprit în fața lor. Marina, cățelușă, bună ziua! Marina trebuie să plecăm, Varvara a sărit în sus, am întârziat, să mergem. Vaniușa, așteptați-mă doar un pic, a auzit vocea ei lipsită de griji, Marina, mă întreb. Nu va dura mult. Te ascult. Ultimele cuvinte amabile și indiferente erau destinate lui Artem. Și fica noastră, unde? Întrebă el, făcând o față îngrijorată. Nu avem nimic al nostru liniștit, a explicat Marina suntem lipsiți de iertare, dacă se poate. Aveți nevoie de voi, nu au și fica. Doar că mi-a luat mult timp să realizez asta. Voi face orice pentru tine, dacă mă lași să încerc să încep totul. Varvara ți-a spus că te-am căutat mai întâi pe tine. Varvara s-a dat la o parte lângă patul de flori și a ascultat fără să se smulgă din putoarea care sărea în jurul ei. Marina a dat un ușor chicotit foarte, foarte teatrală. Nu am ce să-ți iert a fost și a plecat înotând. Așa că era necesar pentru fică. Îți mulțumesc, frumoasă. Ce surd ai devenit, spuse Artem cu reproș și admirație în același timp. Arăți ca la Hollywood. Orice altceva este într-adevăr timp pentru noi, eu nu-ți port pic Artem și pe elemente nu voi servi. Nu-ți face griji, îți vei păstra toate economiile. Marin, nu-mi face asta, nu poți uita totul atât de repede. Te cunosc, n-ai fi tu. Oamenii nu se schimbă atât de repede. Și avem o fiică. Nici măcar nu mă lași să mă uit la ea. Știu că ți-ai găsit un bunic, dar asta nu e un tată. Nu renunți până nu-mi dai o șansă. Acum va juca meciul care a decis să lupte pentru dragostea lui. Marina s-a ridicat de pe bancă, a mers încet în jurul lui Artem, l-a mângâiat ușor pe umăr. S-a asigurat că el a luat-o ca pe un semn bun și a spus cu aceeași voce de involtă, liniștită și calmă. Schimbarea, oamenii se schimbă. Și cât de repede, de asemenea, atunci când circumstanțele îi obligă să o facă. Știu că ești la curent cu schimbările mele financiare, ca să nu-ți faci iluzii, mă bucur că nu eram căsătorită cu tine în momentul în care mi-am găsit bunicul. Cu o moștenire, poți găsi o opțiune mult mai bună, chiar și cu un copil. Un sfat, dacă mă căutați pe mine sau pe fica mea în vreun fel, anunțați-mă. Știți cine ce a făcut și cum a câștigat 90 de ani, cu cine a trebuit să socializez întâlnindu-mă cu bunicul meu, iar acum am corespondentul. Bunicul meu îi datorează foarte mult reputatului domn mâncător de carne. Dacă acest nume vă spune ceva, astfel de oameni nu-și retrag apărarea fără motiv, pot fi oricând abordați pentru a scăpa de interferențe nedorite ca tine, Artem. Nu este nimic personal, considerând că este un semn de iertare. Târfă Expiră supărat Artem în urechea ei și, nu știu de ce, se dădu înapoi pentru orice eventualitate, se întoarse și merse de-a lungul peluzei în direcția grădinii zoologice. Acum va dispărea cu siguranță de la orizont, de două voce variată ascultă nu mă așteptam de la tine. Chiar te-ai schimbat. Am simțit că nimeni pe lume nu s-a schimbat, îmi dau seama de asta. Marin, cine e mâncătorul de carne? Nu mi-ai spus niciodată despre el, a fost bunicul tău. El a inventat liniile de producție. Nici măcar nu-i știu numele. Să fie sora autoritatea mâncătorului de carne ca din Vodevil pentru Artem va face doar acum l-a inventat. Trecătorii s-au întors, unii iritați, dar cei mai mulți au zâmbit. Ce vesel râs contagios al acestor tinere fete frumoase și al copilului, mâncit cu înghețată până la urechi, care alerga în jurul lor atât de mulțumit. Costea a venit cu mașina în spatele lor, așa cum era stabilit. Oh, abia a trecut prin ambuteiajele din trafic, a exhalat el închipuit la Oleg și la mine pe la pescuit a sărit vreun unghi și a început să facă pretenții că i-am luat locul definitiv. Aici și scaunul vândut, aici lui și o gaură de cauciuc, aici lui și sta aceste putrefacte pentru undițe de pescuit aici lui, care din lemn de drift pentru prima dată în viața mea un astfel de lucru. Și mă știi că dacă ar fi cerut politicos, am fi plecat chiar și după o astfel de grosolănie i am spus, ascultă, aici vei economisi. O să cumperi locul ăsta de la primărie, o să fie al tău, dar între timp comportă-te cu oameni decenți, o să-ți fie mai bine. Dar tu ești exact ca Zora, mâncătorul de carne, preferatul tău, a lăudat Varvara. Tu cunoști deja oameni pe care eu nu-i cunosc. Nu e al meu, e al Marinei. La aceasta Constantin a răspuns că în zadar chicotesc, nu e nimic de distracție aici. Iată-o va aduce pe Marina acasă și va spune bunicului său care are cunoștințe de neînțeles, cunoștințe, mao, despre care casa nu știe nimic. Este necesar să fie mai serioasă. Și să se gândească mai mult la copii.